Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi. Dragilor, poftă bună la ce vreți voi, la cafea, să aveți o zi minunată. Astăzi facem acel episod pe care l-am tot promis și oamenii vor să îl vadă, și anume, cum faci short. Voi folosi exchange-ul Binance, pentru că acolo tranzacționez și eu și mi-e cel mai la îndemână. Și am să încerc să folosesc o exprimare extrem de simplă ca toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Înainte de a vorbi de treaba asta, vreau să fac un disclaimer, vreau să vă anunț că a shorta pe Binance și mai ales cu leverage, cu levier, este extrem, extrem de periculos. 2. Puteți face greșeli, puteți să nu înțelegeți cum funcționează lucrurile și să pierdeți foarte mulți bani sau toți banii imediat, instant. Este o diferență mare între 3x și 10x și 50x atunci când folosim levierul. Este vorba de banii pe care îi riscăm, care ne împrumută Binance-ul. Și atunci, chiar dacă câștigurile potențiale sunt foarte rapide și în unele cazuri foarte mari, riscurile sunt pe măsură. Așa că sfatul meu este următorul. Dacă nu știți să folosiți acest gen de tranzacții, dacă nu știți să faceți analiză tehnică, dacă nu știți să folosiți câțiva indicatori, nu folosiți. Nu încercați să faceți short sau long cu leverage pe Binance, pentru că este foarte, foarte periculos. Dacă ești într-o poziție long sau short fără leverage, nu e o problemă dacă ești pe spot. Piața îți duce în cap, își revine, singurul lucru care îl pierzi este timpul. Pe leverage lucrurile sunt total diferite. Însă, dacă piața cere genul ăsta de informație, o voi oferi. Cum ziceam, voi încerca să o fac cât mai simplu, adică în 2-3-4 minute maxim, oamenii să înțeleagă ce și cum se folosește. Ok? Bun, haide să-i dăm drumul. Bun. Pentru a tranzacționa short cu leverage, trebuie să ai în primul rând cont verificat pe Binance. Da? Asta este pagina principală. Tutorialul ăsta este ușor de interpretat pe desktop, adică pe calculator sau pe tabletă sau pe laptop. Pe telefon, poate cu altă ocazie. Ok, unde trebuie să mergem? Păi în primul rând mergem la derivate. Da? Și aici vom merge la USDS minus M Futures. Bun? Ok. Aici am pus un buget, avem $474, pentru că nu vreau să încurajez tranzacționatul cu sume mari. Ok. Ce avem noi nevoie aici? Eu, în principal, aici v-aș recomanda să tranzacționați BTC USDT Perpetual. Da? Iar în partea de sus, să fiți aici unde avem Isolated și Cross, pe Isolated. Bun? Iar la leverage aveți de la 1x, adică normal, până la 125x. Eu acum, dacă aș tranzacționa o poziție cu 100x, să zic, aș putea fi lichidat instant, mai ales că am un buget foarte mic. Și atunci, recomandarea mea pentru începători ar fi maxim 5x. Deci maxim. Ok, deci am stabilit astea. Nu o să stau să explic ce înseamnă isolated, ce înseamnă cross, că oamenii vor să tranzacționeze. Deci, recomandarea mea, nu vă duceți pe cross, stați pe isolated și stați pe un maxim 5x. Da? Dacă vreți să fiți safe și să nu vă doară capul, 2x, 3x este perfect. Bun. În cazul de față, dacă vreau să iau o poziție, da, trebuie să pun dacă vreau să merg long cu leverage sau dacă vreau să merg short, adică dacă pariez că piața scade. Și ce fac? Trebuie să mă uit pe indicatori. Trebuie să scap un pic de gălăgie asta și să las, cum v-am explicat în alt clip, 200 exponential moving average, ne ducem pe 5 minute, da? Ok.
Iar aici vedem că piața este într-un downtrend pe 5 minute, da? Teoretic, trebuie să așteptăm o schimbare de trend. Da? Adică stocastic RSI, aici să se întoarcă, să intre în zona asta, să avem o primă lumânare verde, fără codiță în jos, de exemplu, nu așa cum e asta, trebuie să fie o lumânare fără codiță. De exemplu, astea sunt lumânări perfecte pentru short. Însă, stocastic RSI este jos și nu o să mă bag într-o poziție. Altă chestiune este următoarea. Când piața este sub 200 exponential moving average, interesante sunt pozițiile de short. Când este deasupra, putem să ne gândim la poziții de long. În clipa de față mă uit și pe un time frame mai mare, piața este tot în jos, deci această corecție s-ar putea să continue. Pe 30 de minute, da. Pe o oră, da. Deci astăzi, cu siguranță, avem o zi de corecții. Da? Am avut această creștere pe o oră, iar acum putem intra liniștiți în shorturi, pentru că întreaga piață este sub 200 exponential moving average. Iar aici, ca să fac un short, aș prefera să aștept ca stochastic RSI să se întoarcă sus, să se întoarcă și asta pe 15 minute și după aia am toată piața. Bun? Mai avem 36 de secunde din această lumânare, pierdem timpul. Deci ideea este următoare. Eu trebuie să-mi aștept poziția ideală ca să intru short și atunci aș putea să zic că la 39.800 sau la 40.000, dacă ăsta stochastic RSI urcă sus, aș putea intra într-o poziție de long. Și atunci, de long, mă scuzați, de short. Și atunci eu trebuie să pun aici cât vreau din portofoliul meu, de exemplu, vreau, dacă am 5x, dacă pun jumătate din bani, este ca și cum aș avea o poziție de 1160. Pentru că sunt banii mei ori 5. Dacă aș pune full, poziția mea ar fi de 2361. Banii ăștia sunt de la Binance, sunt un fel de credit. Iar eu trebuie să deschid poziția. Acum, cum vă ziceam, haideți să așteptăm în timp real, opresc acest clip, ca să facem această poziție, să ne poziționăm. Ok. Am așteptat un semnal să ajungă piața sus, avem o primă lumânare roșie și aici o să-i dau cu jumătate din portofoliu, o să-i dau sell short. Poziția mea a fost luată, iar aici am take profit, stop loss. Da? Iar eu în cazul de față nu avem o sumă foarte mare, o să pun take profit, să zicem, la 39. Aici îi pun take profit. Scuze, era pe row. Îl pune la 39.990. Din păcate, la suma asta, profitul este unul foarte mic. Trebuie să stau într-o poziție mai mare și atunci o să-l pun la 39.800. Iar profitul va fi de $6.53. Îi dau confirm și las această poziție deschisă. Avem un risc destul de mic. Putem fi lichidați dacă poziția ajunge la dacă Bitcoin ajunge la 47.838. Eu m-am uitat pe piață și văd că pe aproape toate intervalele, exceptând daily și 4 ore, suntem într-un trend
în direcție negativă și atunci, să zic, am o siguranță. Când prețul va atinge, cum spuneam, 39.800, acest trade va fi executat. Probabil din cei $6.53 o să mai ia ceva exchange-ul. Nu uitați că noi de fapt am intrat într-o poziție cu $200. Da? Dacă faci, să zic, 5 trade-uri de genul ăsta și iei în medie $5-6 pe trade, poți să faci undeva la $30 pe zi cu o sumă destul de mică. Sunt oameni care n-au bugete, dar pentru care $30 pe zi ar însemna mult, ar însemna 100 și ceva de lei. Acum, imaginați-vă că aș fi luat poziția asta cu $2000. Aș fi câștigat $60 pe acest trade. Dacă aș fi luat poziția cu $20.000, ar fi fost vorba de $600 pe un trade de genul ăsta. Repet, există riscuri. De aceea vă recomand să folosiți leverage cât mai mic, ca să nu fiți lichidați. Nu vă recomand să intrați cu sume foarte mari, nu vă recomand să intrați cu leverage foarte mare, pentru că riscul de a pierde bani este mare. La fel și pentru pozițiile cu leverage pe long. Când piața este în bull, facem același lucru, doar că invers. Cumpărăm long, ne setăm zonă de take profit. Aici aveți și chestia în care vă puteți seta stop loss-ul. În general, stop loss-ul se setează undeva la 1,5% din prețul de achiziție. Da? Cam asta e zona. Însă, dacă analiza pe care o facem nu este una de calitate și nu știm încotro se îndreaptă piața, riscăm să fim lichidați și acel stop loss să fie activat și să pierdem banii. Și dacă faci treaba asta cu stop loss de multe ori și pierzi, bugetul se diminuează. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Cred că este destul de limpede. Asta este o strategie pe care o puteți folosi tot timpul. Puteți să luați și poziții mai lungi, gen că piața cade mai mult, 2%, 3%, vă uitați pe daily. Dacă piața este sus pe daily, atunci puteți să intrați într-un short pe perioade mai lungi. Probabil în clipurile următoare, dacă prind ocazia, am să deschid o poziție și când vreau să stau mai mult în ea. Asta e o poziție care, de exemplu, astăzi eu zic că sunt șanse destul de mari ca piața să atingă 39.800. Dar vom vedea. Toate cele bune, numai bine!